Am revenit, suntem în direct, așa cum am spus mai devreme, Iașiul îmbracă straie de primăvară. Pe domeniul public a început igienizarea. În ce constă această igienizare? Aflăm de la invitatul jurnalului, Cătălin Neculau, director Salubris Iași. Bună seara și bine ați venit în jurnal! Bună seara și bine v-am găsit! Așadar, curățenia de primăvară a început nu chiar în primăvară, chiar mai devreme, da? Spuneați ceva... Da, de o bucată de vreme, curățenia de primăvară începe încă din iarnă. În momentul în care avem acele pauze între îngheț și dezgheț, în momentul în care nu ninge, noi tot încercăm să adunăm în mare parte gunoaiele din cartiere. Am reușit, începând cu 6 februarie, să intrăm în aproape toate cartierele municipiului și să luăm în mare tot ce înseamnă gunoaiele lăsate în urma topirii zăpezii, dar mai a plecat pe acest subiect am început săptămâna trecută. Încă de săptămâna trecută locuitorii municipiului Iași ne-au văzut în cartierul Păcurari, în cartierul Canta, în Moara de Foc, pe străpungere Silvestru. Lucrăm împreună cu poliția locală și cu colegii noștri de la SPI care ne ajută să mutăm mașinile, le punem cetățenilor bilețele în parbriz cu o zi înainte sau chiar cu două, pentru a-i ruga frumos să-și deplaseze mașinile de la burdură unde parcarea este interzisă. Cei care nu înțeleg, mutăm mașinile de acolo, ne facem treaba corespunzător, după care le așezăm mașina înapoi. Le mutați fără ca să fie amendați acele persoane, când spuneați că le-ați lăsat bilețele acolo. Da, deocamdată le mutăm fără să fie amendați, dar aș face un apel la cetățenii Iașului să înțeleagă că este un efort suplimentar. Ne-ar fi mult mai ușor dacă strada ar fi goală, dacă am găsit o goală dimineața, așa cum îi anunțăm pe fiecare în parte să-și ridice mașina, pentru că noi, începând cu ora 6 dimineață, ajungem pe acea stradă. Am putea o mătura cu măturile, cu automăturătorile, am putea o spăla cu cisternele, după care ei ar putea să-și pună din nou mașinile acolo unde ar trebui. Deci asta este procedura, se mătură, se spală străzile, da? Da. În momentul în care intrăm pe un bulevard mare, îl facem de la A la Z. Când spun de la A la Z, inclusiv partea carosabilă, inclusiv trotuarul, inclusiv platbandul verde, inclusiv tot ce este între blocuri, încercăm să ieșim cu o zonă curată, astfel încât să iubim să trăim în Iași, să ieșim din scara blocului și să ne întâmpinăm un aer proaspăt și să ne bucurăm că suntem ieșeni. Dacă vorbim de spațiul verde, cum se acționează? Pe spațiul verde, în mare parte, el este arundat asociațiilor de locatari. În afară de acel platband care este între bordură și trotuar, restul cam în mare parte este arundat asociațiilor de proprietari. Asociațiile de proprietari au fost invitate de către Primăria Municipiului Iași să-și ia cele 5.000 de greble. Primăria Municipiului Iași, prin inițiativa domnului primar, a cumpărat aceste greble și așteptăm ca în acest an să fim coparticipanți la această curățenie de primăvară. Este foarte important să știm că în momentul în care adunăm tot ce înseamnă gunoiul dintre blocuri, creangă uscată, eu știu, tot ce greblăm, frunze uscate și le ducem la punctele gospodărești, să nu uităm să sunăm la Salubris pentru a veni să ridicăm acest gunoi. Până când estimați că se va face această curățenie de primăvară? Am început joia trecută și noi estimăm că în 2 săptămâni jumate, cel puțin să trecem o dată prin toate cartierele. Suntem în cartiere, suntem aproape la jumătate. Foarte mulți cetățeni ne-au văzut. Când intrăm în cartier, intrăm cu aproape 50 de oameni odată. Intrăm, ne ajută și colegii noștri de la penitenciarul Iași, ne ajută și cei de la venitul minim garantat și, bineînțeles, lucrătorii salubriști, lucrătorii de la salubritate. Deci, pe lângă muncitorii de la salubritate, care sunt cam câți zilnic, cam câți sunt zilnic pentru curățarea căilor publice suntem în jur de 150. Ne mai ajută încă 50 de forțe speciale. Aici vorbim de 30 de deținuți și alți 20 de oameni și cu venit minim garantat. Și alți 20 de oameni de la venit minim garantat. Da. Faceți față cu acești oameni? Da, eu spun că Iașul este un oraș curat, spun că Iașul este un oraș frumos,
putem să-l facem și mai curat, putem să-l facem și mai frumos. Tocmai de asta și investițiile pe care le-a făcut Salubrisul anul trecut în utilaje au fost niște investiții foarte mari. Aproape ne-am dublat, dacă nu mai mult, tot ce înseamnă partea mecanizată a măturatului stradal, a spălatului stradal. Dacă până anul trecut aveam 2 automăturători, anul trecut am mai cumpărat încă 3, deci vom avea 5 la stradă. Ele sunt noi, sunt performante, le vedeți că sunt un oraș. Încercăm să nu încurcăm foarte mult circulația, iar bulevardele mari, pentru mutarea mașinilor și pentru salubrizarea lor, să o facem sâmbătă și duminica. Pasajele este foarte bine de știut că le facem în fiecare vineri noapte, le spălăm cu spumă activă și suntem activi pe tot ce înseamnă municipiul. Ați subliniat că în Păcurari s-a realizat deja curățenia sau încă se face? Nu, ce cartiere urmează? Păcurari s-a realizat curățenia, pe Canta Străpungerii Silvestru, Moara de Foc s-a realizat curățenia. Astăzi am lucrat în Alexandru cel Bun și în cartierul Dacia. Urmează mâine să facem partea dinspre pod către capăt Dacia, să definitivăm și cartierul Alexandru cel Bun Dacia. Urmează după aceea Nicolina 1, Nicolina 2, parte din Socola am rezolvat-o, urmează după aceea cartierul Tudor Vladimirescu și tot ce înseamnă până definitiv în toate străzile mari de municipiu. Multe gunoaie după topirea zăpezii? Nu au fost foarte multe pentru că, după cum vă spuneam, față de paradigma dinainte că așteptăm primăvara să ne apucăm de curățenie, am reușit să fac acea întreținere și pe timpul iernii. Și am reușit, colegii noștri de la Citadin, ne mai aruncând foarte tare cu deloc cu nisip și folosind doar clorură, și la bordură și praful s-a mai împuținat. Mi-am propus să dezbatem astăzi și un alt subiect, este legat de colectarea selectivă a deșeurilor. Cum sunt ieșenii la acest capitol? Aș vrea să spun de unde plecăm. Plecăm de acolo că unii ieșeni nici măcar nu ajung în punctele gospodărești. Acești concetățenii noștri ies din bloc, iar în primul coș stradal o să vedem o pungă așa mare, frumoasă. Am și văzut de multe ori. Care multe încearcă să o îndese în coșul stradal. De multe ori nu intră, de multe ori o lasă deasupra coșului, de multe ori o lasă la nivelul solului lângă stâlp. Deci de acolo suntem. Ăștia suntem. De aici plecăm. Bun, dar întrebarea ar fi, acești oameni sunt amendați pentru da, acest gest? Da, acești oameni, o parte din ei sunt amendați pentru cei care îi prinde poliția locală că fac acest lucru. Amenda este de la 100 la 300 de lei. Dar aș vrea să subliniem de unde plecăm. Da, de aici plecăm. Am început o campanie, mulți cetățeni din municipiul Iași au văzut-o, începe să fie vizibilă pe stradă. Foarte multe panotaje stradale au început să apară cu aceste mesaje că trebuie să colectăm separat, să punem deșeul la locul lui, acolo unde este locul. Plasticul și PET-ul merge la culoarea galbenă, în tomberonul galben, hârtia și cartonul merge la culoarea albastră, în tomberonul albastru, sticla merge în tomberonul verde, iar gunoiul menajer în tot ce înseamnă este atribuită culoarea neagră. De acolo plecăm. Eu sper și plecăm de la o rată de colectare separată a deșeurilor de 2%. Asta aici suntem. Nu trebuie să ne fie rușine că suntem aici. Până acum poate nu am fost aplicați pe această problemă. Eu am foarte mare încredere în tot ce înseamnă colegii mei, prietenii mei, cunoscuții mei, ieșenii care trăiesc în municipiu, că educându-ne, vorbim între noi, făcând lucrurile așa cum trebuie, vom reuși să ajungem la o rată de peste 40%. O parte din locuitorii Iașului au văzut că punctele gospodărești sunt schimbate în totalitate. Mai mult de atât, o altă parte, în aproape toate zonele, ieșenii au văzut că au apărut acele containere capsulate. Sunt frumoase, sunt moderne, trebuie să ne învățăm să le folosim. De multe ori, mergând în controle și uitându-ne la ce am făcut, ce urmează să facem, vedem că sunt ieșeni care
ajung în punctul gospodăresc, se uită la acele containere și de frică, de neștiință, lasă sacul jos sau lasă sacul menajer jos. Ei, mergem la ei, le spunem cum ar trebui să facă, ce ar trebui să se întâmple în punctul gospodăresc, le spunem că este mai ușor să colectăm separat din casă, pentru că acolo trebuie să colectăm separat, să punem hârtia într-un loc, cartonul într-un loc, plasticul și petrolul în alt loc, sticla să o punem separat, iar un nou menajer să-l punem separat. În momentul în care le facem toate acestea din casă, din bucătărie, ne este mai ușor când ajungem în punctul gospodării să aruncăm fiecare sacoșică la locul ei. Aceste pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor au fost distribuite în toate zonele Iașului? În toate zonele municipiului Iași, toate punctele gospodării din municipiul Iași au fost dotate cu aceste eurocontainere viu colorate, care ele, de felul lor, îți scrie și pe Eurocontainer ce trebuie pus în el. Dar mai mult de atât, la locuitorii care trăiesc în gospodării individuale, cei de la case, am reușit să împărțim 7.000 de pubele pentru colectare separată. Ne-au mai venit în această săptămână încă 1.000 dintr-un contract nou pe care le vom distribui în următoarea perioadă, astfel încât reușim să ajungem la 100% gospodării individuale cu pubelă nouă pentru colectare separată. Data trecută, țin bine minte că ați subliniat faptul că vor fi notate gospodăriile cu niște buline. Da, în mare parte locuitorii s-au învățat. Era foarte curioasă o vecină de-a mea și îmi cerea mai multe detalii. Aș vrea să detaliem un pic da, acest aspect. În mare parte, locuitorii municipiului Iași s-au învățat. Vrem să fim corecți unii cu alții și vrem noi, cei care prestăm acest serviciu și încasăm acești bani, să fim corecți cu cetățenii. De aceea vrem un dialog între noi și cetățenii. Ne reușim să avem un dialog verbal cu ei. O să încercăm să avem un dialog non-verbal. De fiecare dată, un coleg de-al nostru va ajunge în fața gospodării lui, îi va verifica dacă a sortat sau nu a sortat gunoiul și va pune o bulină corespunzătoare. În momentul în care a scos pubela la poartă cu un gunoi conform, cu un gunoi sortat, va primi o bulină verde, asta înseamnă că va avea un tarif mic, iar dacă gunoiul nu va fi sortat corespunzător, va primi o bulină roșie și se va scrie că este neconform și va primi tariful mare. Un mesaj de la un telespectator: ce facem cu noi, cei de la casă, cu sticla, unde o aruncăm? În programul Uniunii Europene avem arondate și niște eurocontainere pentru sticlă. Aceste eurocontainere, în schimb, sunt din plastic și încerc, așa cum ați văzut în cartiere, aceste containere capsulate, să le capsulez și pe acestea. Dar până atunci îi rog pe cetățenii care locuiesc la case și colectează sticla de sticlă separat să meargă în punctele gospodărești, în cele 600 de puncte gospodărești de preaza municipiului Iași, și acolo vor găsi un eurocontainer pentru sticlă. Indiferent de distanță. Da, să facă acest gest, facile zonele, pentru că toate aceste puncte gospodărești sunt în tot municipiul Iași. Spuneați ceva mai devreme, 2% este rata de colectare selectivă a țării noastre, da? Da. Țara noastră. Cum ne situăm în raport cu celelalte țări europene? Suntem codașii Europei. Noi, bulgarii, ciprioții, suntem codașii Europei. Față de o rată de colectare separată de aproape 50% care o au Elveția și țările nordice, vă dați seama că noi stăm foarte prost. Ne va taxa Uniunea Europeană pentru acest lucru? Uniunea Europeană ne taxează. Noi avem o taxă de infringement. Guvernul, bineînțeles, că nu are bani să o plătească el, drept pentru care această taxă de infringement pe care noi trebuie să o plătim Uniunii Europene a rostogolit-o tot către cetățeni, tot către cei care nu fac această colectare separată. De asta și tarifele noastre, începând cu 1 ianuarie, sunt diferențiate, pentru că ele sunt diferențiate exact cu această amendă. Această amendă este în acest an de 30 de lei pe tonă. Asta înseamnă că de fiecare dată când o mașină a Salubrisului ajunge la podul basculă la Cântar, în Țuțor, acolo unde este depozitul conform, depozitul ecologic, și este cântărită, vom plăti pentru fiecare tonă care o ducem în depozitul ecologic câte 30 de lei. Pentru cei care o fac, nu am pus această taxă, dar pentru cei care nu o fac, este corect să o plătească ei.
practic, noi dacă am învățat să colectăm selectiv, am plăti taxe mai mici. Da, dacă am și am lăsa copiilor noștri o țară mai frumoasă. Cei de la case mai grijulii cu colectarea selectivă? Mai eu de fiecare dată țin să le mulțumesc celor de la case, pentru că bine, fiecare individ de la casă colectează separat. În momentul în care nimeni nu ți alterează punctul tău gospodăresc, modul în care o faci, ești puțin mai responsabil. În momentul în care îți scoți o pubelă la poartă, știi că va veni cineva și îți va controla acea pubelă și acea pubelă nu ai cum să spui că nu este a ta. Dar de cele mai multe ori, cei de la casă sunt foarte grijului cu colectare separată. Am primit, chiar n-am reușit noi să ținem pasul cu ei și de aceea le mulțumesc și îmi cer iertare, pentru că ajung doar o singură dată pe lună pentru colectarea separată a deșeului de la ei. Eu sper că în următoarele două luni de zile acest lucru să-l reglementez, să pot ajunge de două ori pe lună și nu doar o dată pentru a le lua cartonul, hârtia, plasticul, petul și sticla, și să intrăm într-un program normal. Un program normal, eu cred că undeva într-un an de zile ar trebui să mă duc de patru ori pe lună la casă să strâng tot ce colectează ei separat și să merg după gunoiul menajer mai rar. Iar întrebarea mea ar fi, dacă tot sunt mai responsabili cei de la casă, nu ar fi binevenit un tarif diferențiat? Adică să plătească ei mai puțin? Tariful diferențiat îl primește fiecare în parte în funcție de cum scoate pubela la poartă. De multe ori această pubelă este conformă. Primesc bulina verde și plătesc mai puțin. Pentru că tariful este mai mic. Nu plătesc acea amendă ca și infringement pusă de Uniunea Europeană, cel 30 de lei pe tonă. Următoarele proiecte importante ale Salubisia și care sunt? Următoarele proiecte importante, trebuie să creștem această colectare separată la cât putem de mult. Eu nu spun 40%, că da? Câteodată și să visez ți este frică. Dar încercăm de cele mai multe ori să facem lucrurile așa cum trebuie să le facem sau să mutăm lucrurile care au stagnat sau nu au fost făcute de ani de zile. Știți, cred că anul trecut și anul acesta firma de salubritate va avea cel mai mare buget pe care l-a avut o firmă de salubritate în Iași pe investiții. Încercăm să facem lucrurile, să ne adaptăm din mers, să luăm tehnologia și să o folosim în sprijinul nostru, să dotăm cât mai mult lucrătorii stradali, să dotăm cât mai mult salubriștii care se ocupă de colectarea gunoiului din punctele gospodărești. Încercăm să nu mai transvazăm gunoiul, eu știu, din capătul Dacei, să-l trecem tot orașul și să ajungem undeva la depozitul ecologic la Țuțora. Încercăm undeva într-un punct intermediar să aducem niște stații de transfer foarte moderne, astfel încât de două sau de trei ori cât merge mașina și colectează din cartiere, să o facem de șase ori. Pentru că de fiecare dată, la fiecare transport, dau un exemplu, din cartierul Alexandru până la groapa conformă de la Țuțora, la depozitul conform de la Țuțora, pierd în plus două ore. Dacă aș putea da acest gunoi pe care îl colectez din cartiere, eu știu, într-o stație de transfer la jumătatea drumului, aș câștiga aproape șase ore pe mașină pe zi, ceea ce pentru mine este foarte mult. Legat de angajații salubriți, câți angajați sunt? De toți avem un număr mediu de angajați, suntem în jur de 800, de 774 am fost luna trecută. Suntem în regulă. La ce capitol suntem deficitari? Suntem deficitari la capitolul mecanici. Mecanici auto, mecanici hidrauliști, pentru că de mult timp toată țara, eu știu, simte această lipsă de personal calificat. Încercăm prin programele de investiții care le avem să luăm o mentenanță mai multă la mașini, să luăm garanții, eu știu, extinsă de la un an la cel puțin trei ani, astfel încât și lipsa acestor mecanici să nu o resimțim foarte tare. Ne apropiem de sfârșitul jurnalului, domnule director. Vă mulțumesc pentru noutăți. Și vă aștept și cu alte informații. Cu mare drag, ieșenii au să vadă că fața orașului se schimbă.
Vă chem și atunci când se termină cu curățenia de primăvară să tragem linie. Cu drag. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară excelentă să aveți și vizionare plăcută în continuare.